Fiți cu mare băgare de seamă atunci când mergeți să cumpărați pâine, covrigi sau cozonaci. În ultimele zile, inspectorii sanitari veterinari au efectuat mai multe controle în unități de panificație și morărit din județul Cluj și au aplicat zeci de sancțiuni. Poate nu vă vine să credeți, dar în multe situații, oamenii legii au descoperit că materia primă și produsele erau depozitate necorespunzător, de multe ori chiar în locuri necurățate. Sau cei care manipulau marfa nu purtau echipamente de protecție. Așa că fiți atenți atunci când mergeți la cumpărături ca să nu riscați să ajungeți la spital. Haideți să vedem pentru ce au aplicat inspectorii sanitari veterinari cele mai multe amenzi. În timpul controalelor s-a urmărit modul cum se respectă condițiile de igienă, trasabilitatea produselor, modul de comercializare a acestora. Am fost nevoiți să aplicăm și sancțiuni contravenționale, urmare a acestor verificări din teritoriu. S-au aplicat sancțiuni contravenționale destul de multe, cu o valoare de peste 26.800 de roni. S-au confiscat și retras de la consum cantități de importante de produse și de asemenea au fost aplicate un număr de 8 avertizmente. Și tot la capitolul controle, în domeniul siguranței alimentare, să știți că inspectorii DSVSA nu intră în mini-vacanță în zilele următoare, ci fac verificări în zonele turistice, în apropierea locurilor de pelerinaj sau în zonele unde există standuri cu mâncare stradală. Iată câteva recomandări la ce trebuie să fiți atenți atunci când decideți să luați masa în oraș sau în zonele turistice. O să fim în vacanță, la nivel de județ o să avem câteva acțiuni, în primul rând verificarea la evenimentul de referință a Ortodoxiei la Nicula. Toți agenții economici în această perioadă vor fi verificați și supravegheați, nu în ultimul rând în zonele turistice. Agenții economici vor fi de asemenea verificați prin controle tematice. Zona Turda, zona Băișoara, Beliș, Fântânele. Este important, în primul rând, având în vedere și temperaturile ridicate, temperaturi care facilitează alterarea produselor alimentare, a tot ceea ce înseamnă produse alimentare să se achiziționeze de la unități care sunt înregistrate, autorizate sanitar-veterinar, să nu se aprovizioneze din surse, știu eu, porbagaj sau colț de stradă.